La Muzeul de Artă din Roman s-a vernisat vineri 17 martie, cea de-a 5-a ediție a Salonului de Primăvară, la care expun 27 de artiști plastici din întreaga țară. Pe simeze se află expuse 110 lucrări în stiluri și tehnici diverse. Expoziția a fost vernisată de muzeograful Mihaela Ciobanu și de către artiștii plastici prezenți. Ieri, 17 martie, la ora 16, s-a deschis la Muzeul de Artă din Roman cea de-a 5-a ediție a Salonului de Primăvară. Este vorba despre o expoziție colectivă dedicată artiștilor din Roman, din Piatra, din Bacău, Brașov, București, Iași și o noutate pentru această ediție și din Basarabia. Expoziția este dedicată de către instituția noastră Zilei Orașului Roman, 30 martie. Anul acesta împlinindu-se 625 de ani de la prima atestare documentară a urbei noastre. O facem puțin mai devreme pentru a nu ne suprapune cu activitățile colegilor noștri de la Muzeul de Istorie. Spuneam că pentru această ediție au venit artiști din mai multe localități, membri AOAP, dar și tineri, iar numărul lucrărilor este de peste 110. Sunt 27 de artiști care expun teme diverse, stiluri diverse. Muzeografa amintește câteva nume prezente pe simezele muzeului la cea de-a 5-a ediție a Salonului de Primăvară. Artiștii plastici ale căror lucrări au fost selecționate sunt fie deja nume consacrate, fie juniori cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, care însă, în opinia organizatorilor, promit să se afirme în arta plastică românească. Ovidiu Costel Cărpușor, Mircea Răzvan Ceacăru din Piatra, doamna Cristiana Paloș din București, Victor Frimu din Chișinău, Edia Postu din Iași, Covaci Gheza din Brașov, Silvia Trăistariu din Piatra Neamț, Mihai Olteanu din Roman, Monica de Carp din Roman și așa mai departe, până la 27 de artiști. S-a pus accent mult pe tineri și la această ediție, având și juniori, cel mai tânăr fiind la clasa pregătitoare, cel de-al doilea tânăr fiind o domnișoară de clasa 11, Cristiana Ursache, deja care își face un nume în arta plastică romașcană și nu numai. Consider că expoziția a fost un succes, publicul a fost numeros și impactul a fost deosebit. Expoziția va fi deschisă până pe 12 aprilie. Este o expoziție cu vânzare? Sigur, pentru artiștii care doresc să vândă, sigur că da. Vernisajul s-a bucurat de un public numeros, iar expoziția va rămâne deschisă până pe 12 aprilie, fiind una cu vânzare.